impună unele restricții pentru populație. Dacă vom continua în același ritm, avem toate șansele ca în câteva zile să avem codul portocaliu sau chiar roșu privind numărul îmbolnăvirilor prin COVID. Se întâmplă după ce două săptămâni la rând raionul înregistrează un număr mare de infectări, aflându-se pe primul loc după Tiraspol privind incidența SARS-CoV-2. Joi, în Spitalul Raional Căușin erau internate 18 persoane, dintre care 16 conectate la aparatele de oxigen. Alte 3 persoane erau în stare grav medie, suferind de infarcturi miocardice și alte maladii serioase. Declarațiile au fost făcute de șeful Centrului de Sănătate Publică Căușin, Andrei Cazacioc, în cadrul unei ședințe extraordinare în care au participat reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică, primari și medici din 3 raioane ale țării. Puțin peste 6.000 de căușăneni au reușit să se vaccineze în cele 3 luni de la demararea procesului de vaccinare în țara noastră. Cifrele reprezintă în jur de 8% din numărul total al populației apte de vaccinare și propulsează raionul la coada clasamentului la nivel de țară privind administrarea vaccinului anti-COVID. În același timp, numărul bolnavilor de COVID este în creștere. 18 pacienți infectați prin SARS-CoV-2 erau internați joi în spitalul raional. În ultimele 2 săptămâni suntem în topul cu cel mai multe cazuri de infecție COVID. În același timp, suntem aproape la coadă cu procentul de persoane vaccinate. Vreau să menționez că acum în instituția medico-sanitară publică, în spitalul raional, sunt internați 18 pacienți cu infecție COVID, dintre care 16 stau la asistență, spunem așa, terapeutică și au nevoie de oxigenoterapie, dintre care 3 persoane deja au făcut insult, infarct, având totodată fiind infectați cu infecția COVID. La moment avem o cifră de vaccinare din jur la 8%. Avem unele teritorii cu 10%, avem unele teritorii Căinari, Tocuz, în jur la 6%, dar în mediu pe raion avem un procent în mediu de 8%, pe când rata de vaccinare la nivel de țară este peste 10-11%. Pentru a înlătura părțile slabe privind vaccinarea și pentru a aduce argumente în favoarea vaccinului, joi la Căușin s-au deplasat reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică. Întrunirea cu primarii, autoritățile publice locale, dar și medici din 3 raioane ale țării, Neninoi, Căușin și Ștefan Vodă, a avut drept scop impulsionarea procesului de vaccinare la nivel local și întreprinderea tuturor măsurilor necesare într-o convingere cetățenilor să se vaccineze. CSP Căușeni are în subordine și alte teritorii administrative, după cum cunoaște. Și, de exemplu, Ștefan Vodă, Anini Noi și Căușeni sunt, practic, după jumătatea acoperirii vaccinale. Deci avem o discrepanță foarte mare în teritorii administrative, foarte mare. Dacă ne uităm la Chișinău, ne uităm la Orhei, față de Căușeni sau, dacă cel mai prost, pe Utagă Găuze, desigur, practic 5% din acoperire cu doza întâi. Și uitați-vă de ce la polul opus se întâmplă că Căușeniul după Transnistrie este primul după cazuri de infectare în ultimele 14 zile. Argument? Da, cred că este un argument. Și uitați-vă ce se întâmplă atunci când noi vaccinăm și ne stabilim, deci noi ne-am stabilit niște obiective prin care nu am vrea să depunem foarte multe eforturi. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Noi suntem obosiți, epuizați de pandemia COVID-19. Vorbim despre obiectivele zilnice pentru care dumneavoastră trebuie să optați. Fiecare dintre dumneavoastră este o autoritate și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Sunteți, aș spune eu, primii unde administrați un teritoriu. Deci pentru anienii noi ar trebui să fie 364 de administrări de doza întâi zilnic pentru a atinge obiectivul de 70% până la sfârșitul anului 2021. Sau noi ne-am stabilit obiectivul cu o lună înainte pentru noiembrie, 30 noiembrie. Căușeni, 280. Ștefan Vodă, 270. Practic trebuie să avem 200-300 de doze întâi făcute zilnic. Și nu ar fi atât de greu de făcut acest lucru, pentru că noi am demonstrat că putem să facem și mai mult într-o zi. Un simplu lucrător medical, spre exemplu, din Făleri, dar chiar și din Căușeni și Ștefan Vodă, un singur lucrător medical, într-o zi a administrat peste 200 de doze. În cadrul întrunirii s-a discutat și despre valoarea certificatului de vaccinare.
cât de incomod este de a face acel test PCR. Cât noi ne programăm, pe câte persoane le sunăm pentru a ne programa pentru test PCR în cazul că noi trebuie să plecăm la odihnă sau într-o deplasare de serviciu. Trebuie să ne ducem de dimineață, da? Până de dimineață așteptăm rezultatul seara, ne ducem, îl luăm, trebuie să-l ștampilăm, dar având un certificat de vaccinare cu două dozi, noi ne-am luat de o grijă pe o perioadă îndelugată fără careva probleme. Dumneavoastră mergeți cu mine acum la hotarul la Ucraina și trecem cu certificatul de vaccinare. Și de ieri... Pe site-ul ambasadei ucrainești spune, este necesar și ăsta și test. Nu, nu-i corect, nu ați înțeles. Sau. Nu, vă rog foarte mult. Deci eu știu ce vorbesc și am făcut noi maxim posibil, este și doamna Demișcan, pentru a avea acele certificate aprobate. Și în Ucraina noi putem trece cu certificatul de vaccinare de mai mult timp, deja de o săptămână, două. Oficialii, printre care directori de școli, reprezentanții sistemului medical, angajații poliției prezenți în sală, au avut mai multe întrebări la reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică. Cât îi poți proteja? 7, 6, 8 luni? Cât de mult, da? Da, da. Deci până acum s-a demonstrat că imunitatea post-infecțioasă este una mult mai mică față de cea după vaccinare. Adică în toate țările care au început înaintea noastră vaccinarea, demonstrează că capacitatea de păstrare a anticorpilor pe o perioadă mai îndelungată. Nu putem spune acest termen specific. Deci putem vorbi, spre exemplu, de 12 luni sau putem vorbi de 2 ani sau putem vorbi și de 10 ani, deoarece virusul SARS-CoV-1 care a fost depistat în 2002 sunt persoane care au anticorpi și la moment. Eu n-am văzut un raport, categoriile este de vârstă 55, 60, 70, care e procentul de imunizare a lor? Poate este undeva, dar eu n-am văzut un raport. Nu-i mai ușor să lucrăm în direcția dată, poate, ca să lichidăm focarele? Noi deja avem o grupă de la 0 la 18 ani care astăzi încă nu este vaccinat. Să fac discuții. Deci aia dacă îi mai categorisim de la 18 în sus, rămânem din goi cu chelea. Deci noi ce trebuie să lucrăm cu toată populația. Și să convingem și să selectăm persoane care acceptă vaccinare din toate categoriile de vârstă. Și am văzut colegii din asistența medicală primară. Deci, până acum, realitatea a arătat că noi trebuie să mergem să vaccinăm prin trei căi. Să-i invictăm activ și care vin, să-i prindem și care vin în instituția medicală cu altă ocazie. Certificat, măsurare tensiune, luare pastile, luare rețetă compensată și să mergem activ la munte. Pentru că Mohamed nu vine. Noi trebuie să mergem la munte. Și să-i prindem acolo în sat. Pentru că sunt două situații. Nu vine că nu-i trebuie și nu vine că nu poate. Și atunci noi trebuie să le sporim accesul și să ne ducem noi la dânsă. Dar dacă categorisim populația, ruinăm tot. Nu o să ne spunească nimic. Deci, Alexei a vorbit ce se întâmplă în Marea Britanie. Cu 50% și iau necaz. Și au necaz mare. În luna mai ei registrau pe zi până la 2000 de cazuri. În zilele curente ei registrează până la 7000 de cazuri. Și eu am zis, datorită tulpinii Delta. De ce? Acum solidaritatea se manifestă când vin tot, de la Vladica la Opinca. Doar în categoriile de 50-60 de ani, deci noi avem în jur de 500-600 de mii de persoane. Acum o întrebare înapoi la dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că copiii nu sunt surse de infecție? Sau dumneavoastră vă considerați... Nu, dumneavoastră ați spus că noi trebuie să categorisim restricțiile pentru anumite categorii de persoane. Însă strategia națională zice așa, 18 ani în sus, iectăle grupele eligibile, de la 18 până când o dat Dumnezeu. Asta e ideea. Da, și asistența medicală primară nu trebuie să fie lăsată sau sănătatea publică singur să lucreze. Aici trebuie de forțe comune. Întrunirea a făcut parte în contextul inițiativei Solidari pentru Sănătate, un proiect cu durata de 2 ani implementat de OMS pentru a aborda pandemia COVID-19 și constituirea unui sector al sănătății rezistent în țările parteneriatului estic. Trebuie să înțelegem un lucru, că deci virusul nu a dispărut nicăieri, el este cu noi, el este prezent și avem un risc mare de un nou val de infectări.
datorită noilor tulpini care au apărut, mai ales tulpina indiană, care deja sunt în țările vecine și circulă destul de intens. Astfel că noi, într-o perioadă scurtă de timp, vom avea riscul de import aceste tulpini. Vaccinarea este singura soluție pentru care noi putem acum să optăm, deoarece masca de protecție, deci dezinfecția mâinilor sau distanța socială, sunt niște măsuri pe un timp foarte și foarte scurt. Adică dacă noi nu am întreprins aceste măsuri pentru un timp scurt, suntem susceptibili la virus. În cazul vaccinării, deci noi ne protejăm, deci avem un scut în fața noastră, care întotdeauna este gata la nevoie să sară, să ne apere de virus. Vaccinarea nu este dureroasă, vaccinarea este gratuită. Vaccinuri sunt în toate centrele de vaccinare. Doar trebuie să plecăm să ne vaccinăm. Avem la nivel de țară în jur de 11,5-12% de populație care au primit prima doză de vaccin. Da, desigur, în unele teritorii este mai joasă această acoperire, inclusiv și în raionul Căușeni. Deci dacă vorbim despre această discrepanță dintre teritoriile administrative, aceasta ar permite ca virusul să circule mai ușor în unele teritorii față de altele, dar și expun riscul persoanelor care se află în diferite teritorii administrative. Vă reamintim că pe parcursul ultimelor două săptămâni, raionul Căușeni registrează o stagnare la capitolul vaccinarea populației împotriva virusului SARS-CoV-2. În cele trei luni de la demararea procesului de vaccinare, în jur de 6.000 de cetățeni ai raionului s-au vaccinat. Totodată, numărul cazurilor de îmbolnăvire este în creștere. Medicii spun că pentru a ajunge la rezultatul de vaccinare de 70% din numărul total de populație aptă vaccinării, zilnic trebuie să se vaccineze la nivel de raionul Căușeni peste 280 de persoane. În același timp, medicii roagă populația să se vaccineze. În caz contrar, ne-am putea pomeni din nou cu impunerea anumitor restricții la nivel de raion.